Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi la Viața bate filmul Mor de cald. Sincer, e cea mai călduroasă zi din anul acesta. Și abia a început vara, vă spun, maximele vor urca până la 30-32 de grade în Suceava. Și începem și noi să ne gândim ce o să facem vara asta pe o căldură din asta care cu greu o suportăm. Parcă ar fi mai ușor de suportat dacă eram la mare sau la munte, unde e puțin mai răcoare, la mare să mai faci o baie din când în când. Dar nu, noi rămânem aici, în oraș, unde gradele cresc și cresc în termometre. Vrem și noi să vedem ce soluții există ca să mai scăpăm de căldura asta. Cea mai simplă ar fi să stăm la umbră, dar nu poți face asta toată ziua. Așa că ne înarmăm cu alte lucruri. Nu știu, de exemplu, ne punem ochelarii de soare. Asta ar fi prima variantă, dar se pare că nu ne răcorește prea mult. Ei, facem altceva. Mergem la o terasă. Da, la o terasă ne răcorim cu un suc, cu o bere. Sau poate vă place înghețata în mijlocul zilei, când ți se topește în mână și nu știi cum să o mănânci mai repede. Poate mergeți la un grătar. Nu știu, vrem și noi să aflăm astăzi câteva metode de a ne răcori și până la urmă la ce ar trebui să avem grijă când afară este atât, atât de cald. Nu știu, hai să vedem că nu mai pot. Nu știu să vă spun cât de cald o să fie, dar e destul de cald pentru că nu a început sezonul acum. Am înțeles că iulie și august va fi foarte cald. Cred eu că o să fie destul de cald și bine și frumos. Foarte cald. Foarte. Astăzi e 31 de grade, am înțeles, da? Este foarte cald. Greu de circulat pe stradă acum. Foarte călduroasă. Mai ales zilele astea, astăzi și mâine. Mai pe mâine seara am înțeles că să mai răcorește puțin. În special pentru copiii și vârstnici să nu se expună la soare. Apă, multă apă. Foarte multă apă. Toată lumea îți meargă cu apa la dânși. Să ne cumpărăm sticluțe de apă minerală de o jumătate de litru sau avem în geantă tot timpul? Păi, cam mai cu ceva probleme. Așa că depinde de oameni, de asta lor, de trăi. Păi, o să circule... Cum? De foarte multe lichide să se bea, capul la acoperit, în special la copii, și mai mult la umbră. Șăpcuțe, apă din belșug și să se deplaseze pentru strictul necesar. La umbră, în casă și mai ales aia în vârstă. Apa. Apă rece? Rece. Ceai mic? Când este timp și un vin la rece. Apă. Numai apă. Apă, ceai și câteodată suc. Înghețată mai puțin. Eu cu vorbă bună, cu înțelegi, cu omenie, o prietenie, așa, da. Da. Cu înghețată. Cu apă, apă plată și sunteți de aici din zonă? Da, din Suceava. De la, am adus niște apă de la Trocuța, de acolo, de la Stupca. Știți, izvorul ăla așa, care este apă foarte bună. Și cu asta mă tratez. Mai bine la munte decât la mare. De ce? E mai bine. La munte. De ce? De la mare sunt. Aha. Da. Ai, cam cu cheltuiele acolo și nu prea... Unde ați vrea? Și trebuie în două părți. Că acum sunt pensionat și așa vei dreptul după câțiva ani de muncă, așa. La munte. De ce? Nu suport căldura așa mare. Eu merg la mare pentru că fiica mea e la București. Și ea dorește acolo măcar o săptămână să stea la mare și e rură, ți-l așa, și dacă vine tata cu ce trebuie, mai mult. Că de obicei merg la Eforie în sud și fac nămol. Sunt petrec măcar o săptămână concediu. Dacă o să reușesc, sunt multe probleme. Pentru vara asta deocamdată n-am planuri. Bugetul e mic. Bugetul e mic. Da, da. Și am copilul în familie care trebuie să plece el. E mai tânăr. Eu mai puțin concediu, dar sper să fac și eu ceva. Puțin, dar la munte, v-am zis. Pentru vara asta, așa să fiu într-o liniște, să mai așa mulțumit în sufletul meu. Deocamdată stand-by. Să merg pe 9 iulie la Eforie Sud. Împreună cu ea, cu nevastă-mea și cu prietenul meu. Un lucru este clar.
Apa e cea mai bună soluție în zilele astea caniculare. E adevărat, de gradele astea din termometre nu prea putem scăpa. Nu prea avem nicio șansă, mai ales că astăzi s-au anunțat 30-30 și ceva de grade și abia începutul. Oricum, vă spun sigur, soluții de a ne răcori sunt foarte multe. Păi putem merge la ștrand, putem merge la un grătar, stăm la umbră sau poate așa ceva. Chiar nu știu ce să vă recomand vouă. Da, vă spun eu, vă răcorește instantaneu și brusc, viața e mai frumoasă. Acum depinde de voi, dacă aveți norocul să găsiți pe cineva care să vă ajute așa, ar fi foarte bine. Dacă nu, s-ar putea să trebuiască să vă descurcați singuri. E atât de simplu, viața bate filmul, pentru că viața e frumoasă. Și numai noi știm să ne facem așa. Oriunde ați merge, la munte, la mare, să vă simțiți bine și să vă bucurați de vara asta. Va fi lungă și călduroasă. Vom mai merge și noi. La plimbare, în excursii, s-ar putea să mai vedeți câteva emisiuni speciale. Până atunci, ne răcorim. Să aveți o vară frumoasă. Pentru Bucovina TV, viața bate filmul. Nu, credeți că terminăm așa de repede? Păi, bineînțeles că mai avem nevoie și de ideile voastre, pe care le așteptăm prin SMS la 0744-238-830. Ne găsiți și pe internet www.vbf.ro. Și acum pot să închei cu adevărat. Pentru Bucovina TV, viața bate filmul. Foarte ud, Andrei. Căldura de afară trebuie să se simtă și în confortul casei tale. Decorează-o cu mobilier de calitate. Vino la Alsace Mod SRL și orice produs din stoc vine cu reducerea lui. La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapițată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța. 14 ani. 14 ani de experiență nu au trecut în zadar. Așa că îți oferim servicii profesionale complete ori de câte ori ai probleme cu PC-ul tău sau când vrei unul nou. De asemenea, oferim servicii pentru laptopuri și imprimante, iar pentru refilări de cartușe contează tot pe noi. Pentru cele mai bune configurații PC, vino direct la Asieta, pe strada Ana Ipătescu numărul 4, bloc F, Scarade, apartament 1, vis-a-vis de Cooperație. Asieta Software. Convinge-te că ai făcut o alegere bună!